Insider Politic. Bună dimineața, sunt Sebastian Zacman și vă invit la Insider Politic. Marea familie PNL-PSD, nășită de președintele Klaus Iohannis, dă primele semne că ar putea să devină mică. Liberalii încep să mârâie la rotația Ciolanului, iar socialdemocrații îi amenință colegial cu alegeri anticipate. Cât va mai rezista căsătoria din interes dintre stânga și dreapta? Cine va câștiga mai mult capital electoral la partaj? Mai ales că toate partidele adună zestre pentru alegeri prezidențiale. Va țopăi Mircea Joană din nou pe scena politică alături de Mihaela Dragostea lui? Sau Laura Codruța Chioveși va suci mințile alegătorilor așa cum, în trecut, le sucea la spate mâinile infractorilor dedulciți la zeciuială? Și cum se va termina povestea consumată în tăcere dintre Klaus Iohannis și PNL? Răsfoim repertoarul amorului politic alături de scriitorul și politologul Stelian Tănase. Începem! Domnule Tănase, bine ați venit la Insider Politic! Bună seara, vă mulțumesc de invitație. Unii cântă deja prohodul coaliției de guvernare. După părerea dumneavoastră, cât va mai rezista această alianță? Cred întâi de toate că e un subiect de presă și doar atât. Și un subiect de presă pentru vară, când nu prea sunt subiecte. Deci presa s-a inflamat și a preluat exagerând anumite informații pe surse că sunt niște discuții la nivelul partidelor, dar conflicte între ele reale nu sunt, deci nu s-au întâlnit să se ciondănească pe vreun subiect, să zicem remanierea, că este acum pe agenda. Pe de altă parte, dacă mă întrebați ce se va întâmpla cu această coaliție, să zicem anul viitor sau peste 2 ani, am să vă spun că nu știu și nu știu dintr-un motiv foarte simplu. Clasa politică românească este impredictibilă. Deci, de pildă, un politician nu poate să-și facă un plan de carieră, pentru că mâine, azi e, mâine nu e. Dar avem această bornă, mai 2023, când ar trebui să se schimbe premierul. Absolut, în mai 2023. Al doilea lucru, această clasă politică este cu ochii pe furat. Adică... De ce vă bazați când spuneți asta? Păi să ne uităm la DNA, câți au ajuns la vorbitor la DNA, câți au ajuns în pușcărie. Uitați-vă la destinul lui Liviu Dragnea. Uitați-vă la destinul Elenei Udrea. Ca să dăm cazurile cele mai la modă. Dar dacă ne uităm în spate la anii de pușcărie făcuți de Adrian Năstase, și sunt foarte mulți. Deci mulți. Și ăștia sunt la vârf pentru că i-am văzut toți. Dar sunt foarte mulți până straturile medii care toți au de-a face. Toți au dosare. Deci toți au probleme cu legea. Deci corupția colcă e încă la vârful clasei politice. Gândiți-vă câți plagiatori, adică hoți, sunt acolo. Da? Plagiatul este un furt. Și încearcă acum să inventeze un sistem care să-i exonereze, să-i ierte, să-i scoată din cauză, ceea ce tot hoți rămân. Da? Cum și dacă ai dat cu subsemnatul la securitate, rămâi informator. Chiar dacă te duci în justiție și ăia nu știu cum judecă și te zice că da, dar adică n-ai făcut de poliție politică sau n-ai făcut un rău cuantificabil ca să poată să-ți dea un număr de ani de pedeapsă. Așa încât avem și această problemă a faptului că sunt cu ochii după tâlhărit. Ei se gândesc de fapt că mâine nu mai e parlamentar sau ministru și trebuie să ducă ceva acasă, că poate nu mai primește consoarta. Sau zbiară copiii că ei vor să plece la studii la Oxford și el... N-are cu ce să-l susțin. N-are cu ce să-l susțin. Asta e a doua dimensiune. Adică, altfel spus, pe lângă agenda publică, el are principala lui agenda este cea personală. El de-aia a intrat în politică. Nu suntem pe vreme la 1848 sau 1900, când ei aveau averi pe care le băgau în politică pentru a se menține în politică, pentru că era un standard la care trebuia să faci față. Acum intră în politică tocmai pentru a face averi. Statutul e cu totul altfel și deci perspectiva lor este cu totul altfel. Abia când ajung politicieni, când ajung parlamentari, capătă statut. Așa și imaginează ei. Cine mai crede? După 30 de ani de eșecuri repetate, nu prea mai crezi. Și apoi mai este o dimensiune pe care sigur ați observat-o. Sunt lași. Sunt lași. Deci nu... Avem cazul Victor Orban, da? Cuvântarea de la Tușnad. Domnule, le-a trebuit
mai mult de o săptămână să iasă și să spună ceva și până n-a ieșit Departamentul de Stat, până n-a ieșit Uniunea Europeană, până când au fost admonestate diferite cancelarii foarte serioase, la București nu s-a auzit nici musca. De parcă n-ar fi existat acele declarații. Asta e dânașitate. Ei așteaptă să vadă cine câștigă partida, cum să învârte roata, ca să sară și ei în căruță în ultima clipă. Atâta timp cât nu s-a întâmplat asta, au stat ascuns în păpușoi. Asta e un semn mare de lașitate. Eu vă întreb așa, dar dreptul, dacă în țara asta chiar ar fi într-un pericol ceva, Doamne ferește, bat în lemn, ce-ar face ăștia? Că n-au prezență de spirit, curaj personal nu mai vorbesc, deci e o problemă. Deci nu sunt niște oameni curajoși care să conducă o țară, niște mulțimi, niște partide, și se vede. Ei stau așa în obscuritate până când e clar cine e câștigătorul și atunci ies cu declarații în favoarea celuia. Cum s-a întâmplat și acum, a ieșit Iohannis să ne spună ce ne spusese Departamentul de Stat sau ce ne-a spus Bruxelles. Dar cum vă explicați totuși că n-au curaj? De-aia nu pot să vă spun ce e în 2024 din cauza acestui caracter ciudat al clasei politice românești. Pentru că tot l-ați invocat pe Victor Orban și acea afirmație rasistă de la Tușnac. Doamne, este o afirmație nazistă. Nu, în ce țară civilizată se mai vorbește despre rase și de puritatea raselor, că nu vrem să ne amestecăm. Noi, poporul român. Și ei sunt fino-ungrici. Nu sunt nici slavi, nici latini, nici germanici, ei sunt fino-ungrici. Ei cu finlandezii vorbesc cam aceeași limbă, o limbă înrudită, prea puține legături cu Europa, ei sunt huni. N-am nimic cu ei, îi respect, am prieteni, mulți la Boda pe asta, în elita lor, cei mai străluciți intelectuali, îi cunosc. Dar declarațiile acestui om, pe care nici nu le cred serioase, să știți că ăsta nu este un nazist în sensul să ne speriem de el, un believer. Dar are nevoie să facă asemenea declarații pentru propriul lui electorat, din Transilvania, dar și de la el de acasă. Deci trebuie să ne uităm cu circumspecție la acest tip de manipulare, ea spune sinistră, de fapt, nu te joci cu asta. Și cum vedeți reacția totuși a statului român, a premierului, a președintelui, raportat la UDMR? Pentru că liderii UDMR au fost și au aplaudat acel discurs acolo. Domnul meu, în primul rând mă îngrijorează faptul că au dispărut în păpușoi. N-a fost niciunul în stare să iasă în frunte cu Kelemen, unul, și să dea o declarație. Mănâncă o pâine, e membru în guvern, e viceprim-ministru, conduce al treilea partid al coaliției, ai răspunderi, n-ai numai privilegii. Și a plecat în concediu. Cine crede? A plecat în concediu tocmai ca să nu dea socoteală. Exact. Da, vine și sper să-l aștepte ăștia cu șpângile la guvern și să dea socoteală în prima ședință de guvern. Nu să-l certe, că nu sunt la Partidul Comunist să-l întrebe de ce ai spus aia și aia, dar totuși să se limpezească. Mai ești membru în acest guvern? Nu mai ești membru în acest guvern? Eu cred că ar trebui să fie dat afară. Vă spun absolut, onest, că nu vreau să mă ascund după deget. Trebuie să iasă de la guvernare. Adică există suficientă majoritate în guvern, dacă ăștia nu se ceartă acum, apropo de discuția cu rotația la guvern, sunt destule voturi ca să poată să treacă orice lege. UDMR are 29 de voturi în Parlament, ori PSD cu PNL și cu minoritățile au o majoritate de 60 de voturi peste limita de 233 cu care ar putea guverna. Deci au de două ori mai mult cu decât UDMR. Cu aceste puține voturi pe care le-a spus, UDMR-ul e piesa hotărătoare în această coaliție. Nu se hotărăște nimic fără UDMR, dar acum s-a dat după plop și zice, domnule, nu știm, au fugit, observați, n-am nicio răspundere. Exact ce vă spuneam despre casa politică românească mai devreme. Vor fi ei maghiari, dar au aceleași defecte, ca și noi, majoritarii. Liderul PNL Iași, Alexandru Muraru, a ieșit și a spus că PSD n-ar trebui să primească funcția de premier, ar trebui să accepte în continuare ca Nicolae Ciucă să rămână în fruntea guvernului. E o provocare. Mai întâi, întrebarea este, domnul Alexandru Muraru a gândit cu mintea sa sau e de fapt mesagerul președintelui Iohannis? Domnul Muraru n-a gândit de la grădiniță cu mintea lui. Să nu-l jignim acum. Nu-l jignesc, că este o onoare pentru că în felul ăsta nu și-a stricat relevanța, ca să zic așa, nu. Este un semnal de la Cotroceni. Probabil că Iohannis n-ar dori să se facă rocada. Nu știu rațiunile, pentru că dacă luăm lucrurile la bani mărunți, sunt rațiuni pro și contra. Sunt argumente pro și contra și pentru a părăsi guvernul și pentru a rămâne la guvern. Deci e foarte complicat. Din perspectiva PNL? Nu, din perspectiva alegerilor. Alegerilor.
Deci faptul că se apropie alegerile obligă la o judecată foarte rece. Dacă rămânem la guvern și provocăm și o criză, că nu știm cum va reacționa PSD-ul care are promis guvernul, sau pe dos, deci nu știm dacă vor pleca sau va rămâne în funcție de acest argument. Eu cred, cred că trebuie respectate regulile și protocoalele încheiate, deci cred că liberalii trebuie să plece de la guvern, măcar în virtutea acestui argument. Deci dacă ai semnat un protocol și l-ai semnat în fața țării, toată lumea a văzut, toată lumea a văzut ce fierbințeală a ieșit din această coaliție contra naturii, pentru că este o hăitare. Nu mi-a plăcut deloc, exact cum nu mi-a plăcut nici USL-ul. Nu v-a plăcut. Ponta cu Crin Antonescu. Deși erați în relație apropiată cu Crin Antonescu. Eram foarte apropiat, dar politica e politică. Deci, numai eu cu Ludovic Orban am fost contra. Și Ludovic Orban a fost împotriva. Adică vorbim de declarații publice pe care le-am dat atunci fiecare. Eu el ca jurnalist. El a fost singurul liberal, de altfel, care a votat împotrivă în conducerea partidului. Eu eram jurnalist. Eu numai ca jurnalist m-am manifestat. N-aveam nicio... Mi s-a părut o prostie, pentru că liberalii erau într-o poziție în care puteau să devină primul partid. Vă amintiți în ce situație era Băsescu și partidul lui, cum s-ascundeau, nu mai știa cum se numește după partidul. După criza financiară, după tăierile de salarii din 2010. Exact. Suntem în 2012, la alegeri. Și... Am spus că este o prostie, PNL-ul poate în actuala conjunctură cu PSD-ul slăbit rău de tot și cu PD-ul vai de mama lui la sfârșit de mandat să candideze singur. Are șansa să câștige alegerile, să se impună ca mai ales Crin Antonescu era pe val atunci. Partid în România. Iată, s-a dus, a hăitat cu Ponta. De ce? Nu pot să înțeleg. Păi, au primit jumătate, totuși a negociat bine, matematic vorbind. Nu, dar la electorat câștiga, pentru că după ce se făcea aceasta și s-a făcut această negociere, te duci la electorat. Electoratul vota liberal. În momentul ăla, nu știm după aia sau înainte. Am fost împotriva. Și acum am fost împotriva acestei mutări la care i-a silit Iohannis să se unească, că s-a speriat ce este în Ucraina și să avem un guvern de coaliție și să nu ai venit nimeni nicio răspundere, ca să fiu exact. Pentru că eu vreau să vă întreb, dacă intră în campanie acum, ce discurs ține PSD-ul sau PNL-ul împotriva opoziție. Cine e opoziția? Adică nu există opoziție. Pe cine contestă ba, da, ei? Există aur. Da, bineînțeles. Păi abia asta îi ridică la rangul de opoziție. Dar vreau să vă spun, vor avea o problemă de a-și forma un discurs de campanie. Esențial în politică este să-ți definești dușmanul, să-l identifici. Cine e dușmanul? Trebuie să inventezi un dușman, dacă n-ai. Ori ei trebuie să facă asta. Cine? PSD-ul pentru PNL sau PNL-ul pentru PSD? Adică suntem un caragioslâc și nu vor putea să o facă. Așa că să gândim situația de la anul, din mai, și în perspectiva aceasta. Are interes să rămână împreună? Sau unul dintre partide va trebui să treacă în opoziție? Sau au interesul să se facă un pas în spate, tocmai ca să poată duce în condiții decente o campanie electorală, nu? Cine ar avea acest interes? PNL sau PSD mai degrabă? Cred că PNL-ul mai curând. De ce? Pentru că PSD-ul e un partid de administrație, el trăiește din administrație de 30 de ani, folosind banii statului pentru nevoile partidului. E o ecuație cunoscută, este partidul birocrației în principal. Și cred că interesul PSD-ului în acest context este să fie la guvernare. Deci probabil la anul vor dori să ia guvernul. PNL-ul mai puțin. E sectorul privat, sunt oameni care au diverse profesii, piața liberă, meserii liberale, deci nu se depinde neapărat de banii statului. Da, asta vă spun. Dar oricum trebuie să spunem asta, să nu neglijăm că partidele trăiesc, sunt bugetivore, trăiesc cu boticul la robinet. Adică din asta trăiesc și ei toți au toate neamurile, nevestele, cumnații băgați prin tot felul de organisme de stat, prin tot felul de ministere, sunt tot felul de încrengături. Observați că apar în fiecare zi scandaluri enorme pe chestiunea asta, dar în asta sunt băgați și liberalii, nu numai PSD-ul, dar ca tipologie PSD-ul e un partid dependent de stat, de banii publici. Dacă ar fi să pariați, ați spune mai degrabă că va rezista această coaliție și din mai 2023 încolo sau se va rupe? Întrebați-l pe Iohannis. Deci el decide dacă această Iohannis coaliție va continua. Iohannis va decide dacă această coaliție merge mai departe sau se desface.
dacă ar fi să facă analiza pe partide, eu cred că s-ar desface mâine. Deci dacă n-ar mai fi Iohannis care să-i țină legați de gât, ei s-ar desface, pentru că sunt prea multe ranchiune, prea multe resentimente, interese contrare, nu cred că s-ar înțelege. Ei acum stau la o masă pentru că le dă peste ceafă Iohannis. Dacă ar rămâne de capul lor, s-ar destrăma această coaliție. Și cât va mai controla Iohannis PNL? Of, ce întrebare. Chiar controlează Iohannis PNL-ul? Din moment ce a adus PSD-ul la guvernare alături de PNL, după ce și-a făcut campanie. Glumesc, bineînțeles că Iohannis controlează PNL-ul, e partidul lui de buzunar, a făcut ce a vrut întotdeauna, i-a dat partidul lui Gorghiu. Putea să-i dea și o poșetă, domne, nu trebuia să... Să nu fiți misogin acum. Nu sunt misogin. Putea să fie un bărbat să fie la fel de stupid și nepregătit. Deci nu e o problemă de sex, e o problemă că fata asta n-avea nicio experiență. Când era a și Vasile Blaga lângă. Partidul, da, atunci când a numit-o, s-au rupt. Atunci exact. Blaga a fost tras în urmă și avea și probleme cu procesul. Da. Dar vreau să spun, putea să aleagă pe cineva competent, cineva care avea o experiență de lider. Ea fusese la un moment dat purtător de cuvânt, deci nimic. Dar asta arată, nu, eu nu de Gorghiu vreau să vezi, ci de Iohannis, ce... puterea avea să pună pe cineva din partea lui șef la un partid. Deci culmea e că nu a fost prima dată când a făcut asta. Adică n-a fost ultima dată. A făcut-o și la congresul PNL-ului când a ieșit în față, a ținut discursul strălucit, parcă era Titulescu, da? Și a spus că trebuie votat Câțu. La confruntarea cu Orban. Dar cum și-a permis să facă acest lucru? El a încălcat grav Constituția. Grav, fără jenă, așa, cu superbie. În mod normal, PSD ar fi trebuit să declanșeze suspendarea președintelui. Da, nu, păi acolo era o cârdășie. Evident, vorbesc dacă PSD chiar ar fi făcut opoziție. Sigur, chiar ar fi făcut, dar nu făcea. Exact, era. Aveau multe afaceri pe județe, bandă împărțită. Și se pregăteau să revină la guvernarea lui Iohannis. Se pregăteau să zică, da, domnul președinte, străiți. Bun. Deci el a mai făcut lucrul ăsta. Acum i-a dat partidul acestui general, Ciucă. Nici de Ciucă nu vă place? Nu-mi place. Cu ce să-mi placă la Ciucă? Să pui la un partid liberal șef, un ofițer, un general? Păi este un nonsens, este o contradicție în termeni. Liberalii sunt liberali, nu? Noi trebuie un civil cu profesie liberală. Au mai fost general care au făcut politică. Da, bineînțeles. Da, a făcut la mișcarea legionară. Zizi Cantacuzino Grănicieru, nu? General. A fost și iubitul reginei Maria, dacă vreți să știți. În tinerețe, când era locotenent. Bun. Deci nu poți să pui șeful unui partid liberal un general. Este un nonsens, dar el vrea de fapt să aibă sub control partidul și a pus un general tocmai ca să controleze partidul, tocmai ca să facă disciplină. Nu? Trebuia lăsa partidul să-și aleagă singur liderii și pentru că ar fi avut și legitimitate. Acest domn Ciucă, care citește și foarte greu, nu mai greu decât Iohannis, da? Care a devenit între timp primul prompterist al țării, adică asta a învățat-o în 6 ani de când el acolo, citește pe prompter destul de exact. Da, mai bine ca mine. Ca mine expresiv, fără punct, fără vi, fără nimic, dar Ciucă e și mai rău. Ciucă e și mai rău. Dar problema este... va trece, deci după atâția ani de prim-ministru, de șef al partidului, de tot ce vreți noastră, va trece el sticla? Va reuși cu mutra aia lui de așa, inodor în color insipid, să adune voturi? Generalul Ciucă adună voturi? Votul e altceva. Să știți că ce vedem noi în sondaj este o anumită popularitate, mai ales la începutul mandatului. Mai ales general, are încredere așa, populația bine, în armată. Mai ales cu conflictul din Ucraina, trebuia un general. Așa? Dar votul e altceva. Problema de a aduna voturi e o meserie foarte complicată. Și să știți că esența meseriei de politician este asta, a aduna voturi. Asta te face mai puternic sau mai slab? Nu, dar altceva nu există în afara acestei ecuații. Trebuie să adun voturi. Cu asta te ocupi. Îl vedeți pe Ciucă în stare să adune voturi? Vom vedea la alegeri. Deci dacă se duce la... ca să fiu exact, dacă se duce la o tribună, convinge pe cineva de ceva,
Ia aplauze, ia aplauze lui ciumecilor din partid care vor și să iasă duși în față să fie văzuți. Domn general, ce a zis-o, domnule, bravo. Dar la vot nici ăsta nu-l votează. Nici nevastă sa. Înțelegeți? Deci e o problemă pe care PNL-ul trebuie să o decidă. E în stare Ciucă să adune voturi? Pentru că ei vor avea de ales cine merge la cursa prezidențială. Ciucă e dat favorit în momentul ăsta. Da, e văzut drept candidatul PNL la prezidențiale. Candidatul favorit al PNL-ului la prezidențiale, pentru că mai sunt niște oameni care ridică pe acolo capul. Nu știu dacă cine? Ați văzut numele. De unul, Rareș Bogdan, ați auzit? Sigur că am auzit. O să-l avem și pe Rareș Bogdan invitat aici la Insider Politic. Dar vă rog să-l poftiți și să-i puneți întrebările momentului. Despre. Dar sunt și alții. Acolo să știți că la liberalul e situație destul de încordată și sunt foarte nelămuriți. Știți de ce stau așa cu minți? Vede, observați că sunt cu minți. În cauza că nu știu cum va reacționa Iohannis. Deci el este omul care face joc. Ei nu mai fac niciun joc în partid. În partid nu se întâmplă nimic. E înghețat. Ei toată primesc directive de la Cotroceni. Se uită la Cotroceni ce ordin, ce ucaz a venit acolo. Așa era și în relația PDL Traian Băsescu. Bineînțeles. Dar Băsescu era însă activ. El intervenea și făcea politica partidului. Ăsta nu intervine. Ăsta fiind ficusul de la Cotroceni, ca să fie Iohannis. Exact. Nu intervine. Deci stă și așteaptă și când îi vine câte o idee, zice, gata, faceți unire cu PSD-ul. Pac! Are cineva curat să zică altceva? Nu. Nu mișcă în frunt, sunt ca gogoștiucii. Glu, 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 cu cioculețele în crăunțe. Și cât vor mai rămâne așa ca gogoștiucii, cum spuneți, păi, da, relația cu Iohannis? Eu nu cred că în mult timp Iohannis este spre sfârșit de carieră politică la București. Mai are 2 ani de mandat. Mai are 2 ani. Alegerile, din câte știu, sunt în noiembrie 24 pentru da. Prezidențiale. Deci puterea lui scade cu fiecare zi. El are mai mult prestigiu azi decât mâine. Are mai multă influență azi decât mâine. Și asta va fi până când plecă. Deci el va fi din ce în ce mai puțin luat în considerație, din ce în ce va conta mai puțin în combinațiile politice care se vor face. Așa că nu mai e mult, ca să zic așa. Au stat 6 ani cu el pe cap. Trebuie să vă spun ca să înțelegeți, să nu crezi că vorbesc împotriva lui cu ranchiune. Eu l-am votat de 2 ori pe Iohannis. Nu era să votez cu Dăncilă. Adică... Și vă simțiți trădat de Klaus Iohannis? Nu, am știut cine. L-am cunoscut și am știut cine. Și vă așteptați să aducă PSD la guvernare? Și știți cum e la vot? Te duci ca la piață și iei ce-i pe tarabă, nu cu ce te-ai gândit tu acasă, nu știu ce mere, nu știu ce cartofi, nu știu ce verze. Din ce e pe masă alegi. Și noi atunci am avut ales între Dăncilă și Iohannis. Clar, nu? Dar v-ați așteptat ca Iohannis să aducă PSD la guvernare? Nu, niciodată. Păi da, a ținut atâtea discursuri patetice, anti-PSD, a venit în piață cu geaca aia de gagicar ca să impresioneze gagicile și studenții mei. Eram la 3 metri de... Așa? Și să facă figura asta... Asta, hai să o luăm și ca bună și ca rea, da? Arată o anumită suplețe și o capacitate cameleonică de a schimba cu totul atitudinea și cu nerușinare, în sensul că nu s-a jenat de cei care voi spune, domnul, îl trag de mânecă, păi parcă m-a ta zicea e altceva, noi te-am urmat, te-am votat, pentru tocmai că ai, de asta. Cu niște principii. Era anti-PSD. Eram în piață și ziceam, jos să ăia și acum ne zici, duceți-vă cu aia. Și el arată că a sfidat toată această chestie și a zis, faceți treaba, guvernarea cu PSD-ul. Asta arată o anumită suplețe politică pe care cred eu nu întotdeauna era. Uneori ai nevoie de asemenea volfas, asemenea acrobații ca să reașezi situația politică la vârf ca în țară să fie liniște. În cazul ăsta eu cred că a fost rea. Cred că nu era momentul ca PNL-ul să facă această acțiune de înfrățire cu PSD-ul. A fost o hăitare de cea mai joasă speță. Cum va ieși PNL din această relație cu PSD? Șifonat. Rău. Rău. De ce? Dacă îi întrebați pe liberali, ei spun că vor rămâne cu PSD și din 2024 încolo. Îi pupăm pe bote, iubim. Dar cine-i votează? PNL-ul are o problemă acum cu tot electoratul lui să-l convingă să iasă la vot. Vă amintiți în 2015-2016 alegerile când a ieșit Dragnea? Chiar, da, situația acolo. Au pierdut între locale și parlamentare 10%.
1.200.000 de voturi. Oameni care au votat liberali la primele alegeri și la al doilea nu s-au prezentat la urne. În jumătate de an. De ce acum PNL-ul trebuie să facă această acțiune să mă convingă pe mine, votant liberal consecvent? Din 90 numai liberale am votat sau nu m-am dus la vot, cum a fost atunci când a fost mascarada aia cu... Iliescu versus Vadim? Nu, cu... Când l-au propus la capitală pe Maria Munteanu. Da, în 2016. Mi s-a părut o bâlbâială și o alegere absolut nepotrivită. Până la urmă au mers cu Cătălin Predoiu. Da, dar vreau, pentru că s-au dus cu el până în capăt și n-au avut alt calendar. N-au făcut alegeri în partid. Acolo trebuiau făcute alegeri în cele 6 filiale din capitală și scotea unul, că de asta e partid, nu? În sfârșit. Problema PNL-ului este să convingă electoratul propriu, înainte de orice, să iasă la vot. Și aici mai e o problemă. Avem două grupări de dreapta de extracție liberală, da? Avem partidul lui Ciucă și partidul lui Orban. Forța, gândiți-vă ce e în sufletul electoratului liberal, cu cine votează? El va trebui să ia o decizie. Unul, mă duc la vot și votez, și votez cu Ciucă sau votez cu Orban. Și ar mai fi și USR aici, care a rupt o parte din voturile liberalilor. E adevărat, dar nu la asta m-am referit, la strict la votat electoratul captiv liberal. Captiv liberal. Este o problemă, ei trebuie să o lămurească până atunci. Sau, cum sunt ei în situația asta de vraiște, pe care o trec acum, vor trebui să iasă și să lămurească lucrurile. Orban va zice, votați cu noi, noi suntem adevărați liberali, Ciucă va zice, dar el nu va zice, va pune pe Rareș Bogdan sau pe altul, pe Gorghiu, să zică, votați-ne pe noi. Dar să știți că va fi complicat. Pericolul încă nu e ăsta cel mai mare, ci canibalizarea acestor două electorate. Care deci, va duce la victoria PSD. Că, că voturile liberale se vor înjumătăți dacă lucrurile merg așa. Ei nu vor putea să beneficieze de toată susținerea liberalilor. Ori nu am impresia că sunt prea alarmați de situația asta. E foarte mare liniște acolo, o liniște înspăimântătoare. Se uită pe sondaje și văd partidurile Orban doar la 2% de asta. Da, aveți dreptate, posibil ca să fie lucru. Că stau foarte prost al lui Orban în sondaje și ei stau foarte prost. Și au 20%. Nu ca și cum și-ar permite să piardă voturi în favoarea lui Ludovic Orban. Da, da. Ei ar trebui să, după părerea mea, să găsească o formulă de colaborare, să meargă pe liste comune, nu zic să se împace. Nu cred că se poate. Să urăsc prea mult, e dihonia între ei mare. Dar poate să meargă pe liste comune. Dacă am văzut de la liberale a apărut ideea că s-ar putea, și de la PSD a apărut ideea să candideze pe liste comune, chiar să aibă candidat comun la președinție, păi cu atât mai mult liberali între ei ar trebui să găsească o formulă. Înainte să se pună problema dacă facem această alianță contra naturii cu PSD-ul, cu liste comune la alegeri, care mi se pare o nebunie. Și se va ajunge acolo, la liste comune? Eu sper că nu, eu sunt adversar acestei idei, categoric. Da, dar asta ar fi în interesul ambelor partide, domnul, și al PSD și al PNL. Ne ducem spre partidul unic, domne. Ne mergem spre așa un fel de frontul salvării naționale în care toată lumea e cu toată lumea. Și nu mai există opoziție. Păi nu, dar nu e în regulă. Asta nu e democrație. Asta este o vrăjeală în care 100 de indivizi fură cât pot, că nu îi controlează nimeni, că toți suntem noi, nu? Noi suntem ăștia, poporul, nu? Deci nu judecă nimeni pe nimeni. Nu e rolul opoziției să critique guvernarea, să urmărească ce fură prin județe, ce legi propun, etc., etc. Cum merge bugetul? Păi dacă nu avem opoziție, cine face această operație? Obligatorie într-o țară normală. Deci nu sunt de acord cu aceste mari coaliții care de fapt nimeni nu e nimeni. Nu mai există opoziție, nu mai există adversari politici, nu mai există critică, nu se poate așa ceva. Trebuie să respingem această idee în numele democrației. Îmi pare rău că folosesc un cuvânt așa mare, dar trebuie respinsă această idee. Aș vrea să vorbim și despre lupta anticorupție și protestele. Mai există așa ceva? Asta era cu 100 de ani, nu? Nu era tema aia de la muzeu? După o scurtă pauză de publicitate. Bine. Revenim. Am revenit, domnule Stelian Tănase, vă întrebam dacă tema anticorupției mai poate fi luată în calcul pentru alegerile prezidențiale din 2024. Nu, este o temă secundară în contextul actual. Tema va fi una socială, va fi vorba despre salarii, pensii, locuri de muncă. Facturi.
scumpetea, da? Cam pe aici se va învârti campania electorală, în care toți vor minți. Vor fi promisiuni cu nemiluita, că nu costă nimic, e gratis. Și fiecare va încerca să spună că ăla îi dă vină, că doar au guvernat împreună. Dar tema corupției va fi pe planul 2. Și numai dacă până acum nu avem niște mari scandaluri așa care să zdruncine societatea românească, deci dacă va apărea un asemenea scandal, sigur că s-ar putea întâmpla ceva. Dar corupția totuși a fost principala temă la ultimele 4-5 rânduri de alegeri. Din 2000, sigur. Tot timpul numai despre asta am discutat, nu s-a rezolvat nimic, dar absolut nimic. Nu cred că acum va putea să mai ocupe prin planul. Va fi problemele sociale și economice vor domina cu totul peisajul. Deci pe Laura Codruța Kövesi o vedeți candidat la prezidențiale? Eu cred că nu va candida, deși eu i-am rostit numele prima dată că ar putea să fie un candidat. De ce? Pentru că ea corespunde anumit profil. Cred că românii se vor îndrepta spre un candidat care are oarecare relații și prestigiu în străinătate. Și aici sunt puțini. E Joana care e la NATO și Laura Codruța Kövesi. Eu nu spun că va și candidat sau că eu aș vota o sau că mi-ar plăcea. Mie nici nu-mi place, dar poate și o femeie ar fi ok să fie, nu neapărat ea. Candidat. N-ar fi bună Emilia Șercan, că se abână cu aia mică de la Chișinău, adică așa... Maia Sandu. Firavă, așa, drăguță, și ați văzut ce face. Emilia Șercan a spus că nu intenționează să intre în politică. Nu, foarte bine, nu, dar noi vorbim de un anumit tip, de o anumită tipologie. Nu nominalizăm pe cineva, că nici nu-i treaba noastră. O femeie puternică. Da, o femeie care s-a dat dovadă că știe să se lupte. Ce le-a tras-o la aia de la Academie. Vă așteptați la așa ceva? Să se încăpățâneze, să se ducă cu ei de gât până... La Academia de Poliție. Da, la Academia de Poliție. I-a scos din sistem până la urmă. Este? Bravo ei! Bravo ei! Am aplaudat-o cu două mâini cu putere. Mi-a plăcut curajul extraordinar. Și așa firava, ați văzut-o cum e ca un înger. Dom'le, nu s-a lăsat. De ce să se lase intimidată? Sigur că poate să te calce mașina dacă ești prea obraznic. Știți? M-am temut pentru ea, trebuie să recunosc. Dar ar fi o foarte bună candidată. A făcut dovadă că e tenace și se bate. Și pentru ceea ce crede. Kövesi mai puțin. Kövesi are episodul ăla cu statul paralel. A fost prea în cârdășie cu Maior, cu generalul Oprea, cu toată gruparea aia care mie mi-a fost foarte din jurul lui Traian Băsescu antipatică și nu era nici... ușe de biserică, adică vorbesc această grupare, adică prea era băgată în toate porcăriile, în toate afacerile, controlau totul, hotărau totul, era o forță parapolitică, paraetatistă, paralegală, care controla joc și asta era și scopul ei, acestei organizații mafiote. Ea a fost băgată în chestia asta. Dovedit, adică nu vorbim ce o presupunem și nici la bere n-am auzit. Da? Au apărut documente în presă kilograme. De-aia n-aș vota-o, eu personal, dar sunt oameni care, din anumite rațiuni, pe care eu le înțeleg, a dus o luptă totuși înverșunată contra corupției, a făcut o carieră internațională, deci ar avea și argumente. Da. Dar Joana, pe Joana îl vedeți candidat? Da. Din partea PSD sau independent? Păi el, treaba lui e să aleagă. El ia de la PSD cam 35% din voturile de care are nevoie. Dar ce face până la 51%? Cine îi le deci dă? Deci intră automat în turul 2. Dar ce face intră acolo? Intră automat în turul 2 și trebuie să-și creeze susținători. O rețea pe orizontală, civilă, care să-i adune voturi. Cu online-ul, cu evenimente, cu apariții televizate, etc., etc. Dar nu îi ajung voturile PSD-ului, oricât s-ar agita PSD-ul și s-ar da foarte util, că vor încerca să se facă util candidatului lor, nu? Nici nu știm dacă PSD-ul va dori pe Joana, pentru că are un trecut, nu? De pierzător. A fost dat afară, a pierdut acele alegeri, nici nu era foarte din zona PSD, adică populist, așa, băiat cu mâinile în pantaloni, așa, în dragi. Nu, este un om educat, un om care a avut funcții, a fost ministru de externe și ambasador la Washington, da? Deci este un candidat redutabil, cred eu, cu șanse mari, dar este această problemă de unde ei, cu ce acoperă acest gap, această gaură, până la de 35 la 40. Asta este și la candidatul pe dreapta.
Deci, la PNL. Exact. PNL-ul îi dă 20-25% oricărui candidat. Oricine va dori să fie candidatul PNL-ului, dar de restul ce faci? Vedeți o finală Mircea Joana Nicolae Ciucă, spre exemplu? Poate m-a surprins cu întrebarea asta. Sigur că e o judecată foarte volatilă, că nu suntem siguri că ei doi candidează. Și nici că vor candida împreună, adică vor fi unul împotriva celuilalt. Personal nu cred că se va ajunge la această formulă. Personal. Deși PSD-ul va merge probabil cu Joana, deși v-am spus, politicianul român e impredictibil. Da? Dar poate vor fi raționali și vor vedea că n-au alt candidat mai bun. Și n-au. PSD-ul n-au un candidat mai bun. Ciolacu nu e un candidat mai bun? E liderul PSD. Și dacă liderul PSD ce? Automat devine candidat la alegerile prezidențiale. Da, dar nu. Și el zice că nu vrea, dar vreau să vă spun că una este votul partidului, ierarhiile dinăuntru partidului sunt o chestiune și votul electoratului, ăla de pe stradă, prostul ăla care stă cu sarsanaua la coadă și merge cu metrou, este altă discuție. Ele nu se pupă întotdeauna. Nu e obligatoriu, deci, că dacă ești PSD sau membru într-un partid, oricare ar fi el, dintr-o dată ce o cază îți transmite șeful partidului într-o emisiune de televiziune, tu te duci și votezi așa. Nu se întâmplă așa. Dacă ai un candidat bun, el adună mai multe voturi decât partidul. Dacă ai un candidat slab, poți să tragi dăncilă, da? Poți să tragi să nu mai poți... Nu ia mai mult decât scorul partidului. Nu ia niciun sfert în voturile alea. Că nu se duce lumea la vot. Deci problema PNL-ului este să-l facă pe liberalul Tănase să se ducă la vot. Și au această problemă cu milioane de alegători. Pentru Emil Boc, de exemplu, v-ați duce la vot la alegerile prezidențiale? Boc ar fi un candidat bun. A fost un foarte prost prim-ministru. Prost. Era umilitor să vezi ce atitudini lua față de Băsescu în public. Și ce atitudini și cât de servil era. N-a făcut nimic, că primul ministru era Băsescu. Dar și președinte și premier. Da, foarte bun primar. Aprobat acolo când a fost lăsat de capul lui și el s-a purtat ca un bărbat în sfârșit, da? Că este un foarte bun primar. Clujul a ajuns floarea orașelor românești, minus Oradea. Oradea este mai cu față. Ei, și acolo la Oradea este Ilie Bolojan. Da. O altă variantă. Aș vota cu Bolojan și mâine. La prezidențiale. Da. Deci va convinge Bolojan este Bolojan. Un om serios. Am fost la Oradea, deci nu vorbesc de la televizor. Am văzut ce realizări are, am stat de vorbă și cu omul. Omul e serios, știe ce face, e deștept, e organizat și cred că este și onest. N-am cum, că nu m-am uitat în actele lui și nici nu m-aș știe. Până acum n-a avut probleme penale. Dar vreau să vă spun că mi se pare un om foarte capabil și ar fi un câștig. Acum nu știu cât de bun ar fi ca președinte, că a fi președinte înseamnă alte lucruri. Deocamdată vorbim despre postura de candidat la prezidențial. Da, ar fi foarte bun. Deci liberalii am putea spune că are în persoana lui un candidat viabil, peste Ciucă mult. Însă el se află în conflict tacit cu Klaus Iohannis. Dom'le, Iohannis e în conflict tacit cu toată lumea pe care el crede că îl rivalizează, e mai frumos, e mai cu mai mare succes la femei, e mai cu bani mulți, e mai popular, e mai nu știu ce, înțelegeți, da? Deci cu toată lumea care el are impresia că... E un potențial rival? Că e un rival, că e mai fățos, lumea îl apreciază mai mult, el îi devine automat dușman și să nu-l vadă în ochi. Așa că... Mai e o problemă cu Bolojan. Este un semn că e bun Bolojan dacă Iohannis îl detestă. Dar nu are notorietate la nivel național. Se face notorietate, domnul Lucați, în presă. În 6 luni putem să-l facem soarele de pe cer. Nu e o mare chestie. Trebuie o firmă bună de marketing și îl aduce pe prima pagină tot timpul, fără probleme. Candidatul USR la prezidențiale. Problema lui e să nu greșească grav. Asta e problema unui candidat. Dar nu-l văd pe Bolojan scrântindu-și piciorul tocmai acum. Candidatul USR la nu prezidențiale nu vă interesează. Există, nu. Nu poate să intre în turul 2? Nu există. De ce să nu intre în turul 2? Pentru că nu au bază politică, n-au o bază electorală, n-au convins pe nimeni, au fost și la guvern. Au luat 23 la alegerile europarlamentare, 23%, acum 15%. Au avut timp să se compromită, să se certe. Era normal ca în momentul ăsta să fie un partid foarte consolidat și foarte pregnant, adică pe prima pagină a scenei, cu dezbateri, cu propuneri, cu lideri, ori ei au dispărut, s-au făcut vraiște.
nu e vina noastră a jurnalilor care ne-am uitat la ei cu simpatie, să spunem, că s-au certat și că au ajuns la situație. E și povestea cu Cioloș, e și povestea cu Barna. Dar dintre Cioloș și Barna și Drulă, pe cine vedeți candidat la prezidențiale? Cioloș vrea foarte tare și trage toate sforile. Din câte știu, Coldea-l susține. Aici nu știu dacă avem argumente. N-avem niciun argument, după că vreți, după emisiune vă povestesc un episod cu cei doi. Da, și spun asta, pentru că pus față în față cu ei și spunându-le ce am să le spun, nu vor contesta ce știu eu. Da? Dar îl vedeți pe Dacian Cioloș până la urmă candidat din partea Repera? Chiar dacă va candida, nu va avea nicio trecere. Deci va face 1%. Pentru că au fost niște episoade, vedeți, politicienii trăiesc din succese. Ca la fotbal, la antrenorii. Deci dacă ești prim-ministru și ratezi și nu arăți că poți, dacă ești șef de partid și nu arăți că poți, că nu duci partidul la un anumit nivel, lumea nu mai merge cu tine. Lumea merge cu câștigătorii. Cred deci că... Cioloș e la finalul carierei politice. Da, și în ciclul ăsta electoral s-ar putea să revină cu alt proiect, cu altă propunere. E un politician rutinat, neperformant. Neperformant. E un băiat de culise, de... S-ar putea repeta scenariul anilor 2000, să avem o finală PSD versus un candidat mai din zona de extremă? Și aici vorbesc de George Simion. Ar fi foarte rău. Ar fi foarte rău dacă am avea alegeri liberalii contra AUR sau PSD-ul contra AUR. Și are șansa AUR să intre în doi? Nu. Cea mai... Bine, acum noi vorbim acum, până acum, în 2 ani se întâmplă multe. În acest moment. Să nu-mi spuneți peste 2 ani, domnule, ai spus nu știu ce prostie. Scot caseta. Da, nu, pentru că sunt 2 ani, se vor petrece multe lucruri, dar acum facem fotografia acestei momentul, zile. Sigur. Da. Ar fi foarte rău să avem AUR în turul 2. Foarte rău. Cum va fi candidată Șoșoacă? Cum v-ar plăcea? Cum e foarte posibil să fie candidată. Cum se va vedea? Este măsurată în sondaje, chiar de AUR. Va fi măsurată în sondaje, se va înscrie în cursă, dar nu cred că va lua voturi. Personal, nu cred că va depăși 1,5% vreodată. În 2000, cu cine ați votat în turul 2? Cu Iliescu sau cu Vadim? Sau n-am votat pe nimeni. N-ați fost la vot. Dar am spus într-o emisiune TV că între cei doi trebuie votat Iliescu. Situația asta s-a întâmplat și în Franța, dacă vă amintiți, cu Chirac contra Marie Le Pen. Tatăl... Exact. Vă amintiți situația? Da, a fost aceeași situație. Adică și lumea era cum să vota. Chiar și acum, Macron cu fiica lui Marie Le Pen. Da, da. Și cu Jean-Marie Le Pen, francez a avut o mare problemă, mai ales ea de stânga, că n-avea cum să voteze cu Chirac. Atunci a fost și în politica noastră, înainte de situația din Franța, aceeași problemă. Domnule Stelian Tănase, să mai avem un singur minut și întrebarea ar fi, de ce nu mai ies românii în stradă să protesteze? Am văzut în cazul plagiatul premierului au și 10 oameni, acum când s-au împlinit 4 ani de la colectiv au fost la fel o mână de oameni. Trebuie să fim convinși că lumea înțelege ce înseamnă plagiat. Lumea n-a înțeles exact. Cred că psihologia mulțimilor este foarte schimbătoare. Ea nu iese oricând, cum apeși pe un buton, că vai, s-a întâmplat ceva, s-a lovit un copil cu o mașină și lumea iese să protesteze, sau dă foc la poliție, asta se întâmplă în Franța sau în America, dar se naște o revoltă, un frison din acest. E, la București nu este acest frison în acest moment, dar să fiți liniștit, în momentul când lumea se va simți călcată pe bătături, va ieși în stradă, fără niciun fel de ideea că societatea civilă s-a blegit, s-a retras în tufișuri, nu mai face nimic, nu mai interesează, nu e adevărată. Momentul ăsta este unul de acalmie, este și, cum să vă spun, și mulțimile au metabolismul lor. Nu ies oricând în stradă, oricând se întâmplă ceva. Uneori ies pentru lucruri nu foarte grave și alteori se întâmplă lucruri grave, cum a fost cu tăierea salariilor, cu un sfert, și n-a ieșit nimeni. S-au dus niște sindicate și au dansat pinguinul la guvern. Vă amintiți? Da. În 2010. Deci nu, să nu mai considerăm prea linear psihologia mulțimii. Mulțimea iese în stradă atunci când va considera ea că până aici nu se mai poate. Știți?
Domnule Stelian Tănase, am ajuns la final, avem ultima rubrică, vă ofer două variante de răspuns, alegeți foarte scurt. Emil Constantinescu sau Claus Iohannis? Iohannis este mai slab decât Emil Constantinescu, mai ceea slab. Ce eu am crezut că nu se va întâmpla niciodată. Constantinescu a făcut foarte mari promisiuni, promite el ca persoană și nu s-a ținut, deci n-a fost un președinte performant și credeam că mai rău dată nu se poate. Uite că se poate cu Iohannis. Principesa Margareta sau Principele Nicolae? Nu am o opțiune pentru asta, eu sunt monarhist. Tocmai de asta v-am întrebat. Dar după moartea regelui nostru, această problemă, această cauză este într-un moment de rătăcire. Crin Antonescu sau Valeriu Stoica? Valeriu Stoica, indiscutabil. Corneliu Coposu sau Ion Rațiu? E, grea întrebare, i-am cunoscut bine pe amândoi. Bine i-am cunoscut. Politician mai pătrunzător era Coposu. Rațiu venea din Anglia și se simțea lucrul ăsta în binele lui, adică era un personaj cosmopolit. Nu, Partidul Conservator, adică în tradiția conservatoare britanică, deși era ardelean de la Turda, dar se lipise așa, stilul lui era acela. Elena Udrea sau Traian Băsescu? Oh, niciunul. Niciunul. Corneliu Vadim Tudor sau Gheorghe Funar? Niciunul. George Simion sau Claudiu Târziu? Niciunul. Gabriela Firea sau Nicușor Dan? Nici nu fac impuneți niște întrebări. Aș merge mai curând cu Nicușor Dan. Am să vă spun de ce. Nu s-a terminat mandatul lui. Am impresia că după un an de zile în care n-a făcut nimic și doar s-a plimbat până ședințe și până asta, că nu știa sistemul, a început să învețe. Asta e senzația mea. A ieșit cu câteva lucruri de bun simț, să vedem dacă se ține și de ele și bănuiesc că apropiindu-se alegeri, știți că primele alegeri sunt cele locale în 2024, s-ar putea să tragă să iasă din nou primar. El deja și-a anunțat candidatura. Ori dacă merge în situația asta, nu iese. Dar dacă iese Firea, ce faceți? O invităm la un interviu. Corect, nu, da. Nu, dar vreau să zic că și ea a stat la primărie și n-a făcut nimic în 4 ani. A dat tot fel de paranghelii, a tăiat pamblici, a dat de fasole pe la amărâți. S-a ocupat de lucruri din astea pentru propria imagine, dar bucureștenii, eu stau în București, m-am născut în București, n-a făcut nimic la mine pe stradă, stau pe un bulevard central, nu s-a întâmplat nimic în mandatul ei și erau multe de rezolvat. Domnule Stelian Tănase, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept aici la Prima TV. Aveți curaj. Am curaj. Atât pentru prima parte, după pauză aflăm de la scriitorul Mircea Dinescu cum a reușit Victor Orban să pună pe jar o lume întreagă. Revenim.